Ava Filimon. Despre timpul în care a trăit Ava Filimon, n-am găsit nicăieri nicio știre. Din povestirea despre viața lui, pe care o dăm în paginile următoare, se poate stabili doar în general că a trăit după anul 450 și înainte de 640. Pe la anul 450 trăia Diadoc al Foticeii, pe care Ava Filimon îl pomenește ca pe unul ce nu mai trăiește, iar pe la 640 Egiptul cade sub mahomedani și nu mai e în el viața mănăstirească înfloritoare de care se vorbește în această povestire. Ava Arsenie și Ioan Colovos, de care se mai vorbește în povestire ca de figuri venerabile trecute, au trăit primul până la 449, al doilea până la începutul veacului 5. Povestirea despre Filimon e scrisă la oarecare vreme după moartea lui, căci e scrisă după informațiile date de un ucenic al Avei. Judecând despre conținut, ea se pare că nu e scrisă înainte de jumătatea a doua a veacului al șaptelea. În acest veac apare preocuparea intensă de Isihie și de chemarea numelui lui Iisus la Ioan Scărarul, Isihie Filotei, Ioan Carpatiul și în parte la Talasie. Povestirea despre Filimon prezintă această preocupare într-o formă și mai accentuată și mai precizată, vorbind de ea ca de lucrare ascunsă a inimii, care trebuie să se depene tot timpul. E felul de vorbire de mai târziu care s-a menținut până azi. Descrierea aceasta pare să dateze dintr-un timp ulterior autorilor amintiți. Așa că s-ar putea ca Ava Filimon să fi trăit cel mai târziu, pe la începutul veacului 7, iar povestirea aceasta despre el să dateze de pe la sfârșitul veacului 7. Despre Ava Filimon, cuvânt foarte folositor. Notă, Filocalia greacă, ediția a doua, volumul 1, paginile 347-354. Ziceau despre Ava Filimon, pusnicul, că se închisese într-o peșteră la mică depărtare de lavra numită a romeilor, notă, a grecilor, și se îndelenicea cu luptele nevoinței, spunându-și în cuget adesea ceea ce se spune că zicea marele Arsenie, Filimoane, de ce a ieșit? Stăruia deci în peșteră vreme multă, împletind funii și coșuri, și dădea economului să ia pâini mici pentru hrană, căci nu mânca nimic decât pâine și sare, și de aceasta numai în unele zile. Drept aceea nu purta nicio grijă de trup, ci îndelenicindu-se cu contemplația, ajunse înăuntru luminii dumnezeiești. Și așa, săvârșind slujba de taină, cea negrăită, petrecea în bucurie. Iar ducându-se la biserică sâmbăta și duminica, umbla singur și cu mintea adunată, neîngădui nimănui să se apropie de el, ca să nu-i taie mintea de la lucrarea pe care o avea. Iar în biserică, stând într-un colț și pironindu-și fața în pământ, vărsa și roaie de lacrimi, plângând necontenit și având neîncetat în minte gândul morții și pilda sfinților părinți, mai ales pe al lui Arsenie cel Mare, căruia îi se silea să-i umble pe urme. Dar evindu-se o erezie în Alexandria și în ținutul din jurul ei, a plecat și s-a dus în lavra alăturată de cea lui Nicanor. Și primindu-l pe el prea iubitorul de Dumnezeu Paulin și dându-i lui locul său de singurătate, îl rânduiește în toată liniștea, căci un an întreg n-a îngăduit niciodată nimănui să se ducă la el, ba nici chiar el însuși nu l-a supărat deloc, fără numai în vremea când îi dădea pâinea cea de trebuință. Venind deci sfânta învierea lui Hristos și aflându-se împreună, se făcu pomenire între ei despre starea de singurătate și de liniște. Și cunoscând că și pentru fratele cel prea evlavios, scopul cel mai ales este acesta, îi seamănă cuvintele ascetice din Scriptură și de la părinți, arătând prin toate că fără liniștea desăvârșită sau isihia, este cu neputința plăcea lui Dumnezeu, precum a cugetat și dumnezeiescul părinte Moise, că liniștea naște nevoința, iar nevoința naște plânsul, iar plânsul frica, iar frica smerenia, iar smerenia trecerea cu vederea, iar trecerea cu vederea dragostea, iar dragostea face sufletul fără boală și fără patimă. Și atunci cunoaște omul că nu este departe de Dumnezeu. Deci îi zicea lui, trebuie să-ți curățești cu desăvârșire mintea prin liniștire și să-i dai o lucrare duhovnicească neîntreruptă, căci precum ochiul pătrunde în cele supuse simțurilor și se minunează de vedere, așa și mintea curată
pătrunde în cele inteligibile și e răpită de vederea duhovnicească, de care nu mai poate fi desfăcută. Și cu cât se golește mai mult prin liniște de patim și se curățește, cu atât se învrănicește mai mult de cunoștință. Iar desăvârșită este mintea atunci când calcă peste cunoștința ființială și se unește cu Dumnezeu. Notă. Poate e cunoștința ce corespunde firii ei, pe care o dobândește prin puterile ei naturale. Căci având demnitatea împărătească, nu mai suferă să fie săracă, nici nu mai e ispitită de poftele de jos, chiar de i-ar oferi toate împărățiile. Deci dacă vrei să ajungi la toate aceste virtuți, fii fără grijă dinspre orice om, fugi de lume și umblă cu râvnă pe calea sfinților, ține-ți înfățișarea neîngrijită, haina pătată și smerită, purtarea simplă, cuvântul fără meșteșug, mersul fără slavă de șartă, glasul netocmit, viețuiește în sărăcie, lasă-te disprețuit de toți, iar mai presus de toate, păzește-ți mintea, grijește trezvia, stăruiește în toate strâmtorările și păstrează toate bunătățile pe care ai neștirbite și ia aminte la tine cu deamănuntul ca să nu primești niciuna din plăcerile ce vor să intre. Căci patimile sufletului se potolesc prin liniștire, iar întărâtate și mâniate se sălbătice și mai tare și îi silesc pe cei ce le au să păcătuiască și mai mult, precum rănile trupurilor zgâriate și descojite se fac ca nevoie de tămăduit. Cuvântul fără rost încă poate despărți mintea de pomenirea lui Dumnezeu, dracii silind-o la aceasta, iar simțurile ascultând de ei. Numai lupta și frica mare pot păzi sufletul. Deci trebuie să desparți de toată lumea și să rupi sufletul de toată afecțiunea față de trup și să te faci fără oraș, fără casă, fără lucruri de ale tale, neiubitor de argint, lipsit de avere, neumblător după câștig și după schimburi, nepriceput în lucruri omenești, zmerit la cugetare, împreună pătimitor, bun, blând, liniștit, gata să primești în inimă întipăririle venite din cunoștința dumnezeiască. Căci nici în ceară nu se poate scrie dacă nu s-au netezit mai înainte trăsăturile aflate în ea. Acestea ne învață Marele Vasile. Așa s-a făcut cetatea sfinților, despărțită cu desăvârșire de petrecerea în lume. Păstrând în ei cugetul ceresc netulburat, au fost luminați de legile dumnezeiești. Ei străluceau prin faptele și cuvintele evlavioase, după ce și-au omorât mădularele de pe pământ prin înfrânare, prin frica de Dumnezeu și prin dorul după El. Căci prin rugăciunea neîncetată și prin medierea dumnezeieștilor scripturi, se deschid ochii înțelegători ai sufletului și văd pe împăratul puterilor, născându-se, o bucurie mare și un dor ce arde cu putere în suflet. Și înălțându-se și trupul de către Duhul, întreg omul se face duhovnicesc. Acestea le spun lucrătorii fericitei liniști și ai petrecerii prea strâmte, care despărțindu-se pe ei de toată mângâierea omenească, grăiesc în curăție numai cu stăpânul din ceruri. Auzind acestea, fratele iubitor de Dumnezeu și rănindu-se în sufletul lui de dorul dumnezeiesc, se duse împreună cu el în pustia schetică, în care au străbătut calea evlaviei cei mai mulți dintre sfinții părinți și s-au așezat în lavra sfântului Ioan Colovul, încredințând grija lor iconomului lavrei, deoarece voiau să petreacă în liniște și petrecură cu harul lui Dumnezeu în toată liniștea, făcându-și ieșirile pe nevăzute sâmbăta și duminica, iar în celelalte zile ale săptămânii stăruiau în singurătate, făcându-și fiecare singur rugăciunile și pravila. Iar pravila sfântului bătrân era aceasta: noaptea cânta toată psaltirea și canoanele, fără tulburare, și zicea o pericopă din Evanghelie. Pe urmă și-a așezat zicând în sine: Doamne miluiește, cu stăruință și atât de mult până nu mai putea să-l rostească. Apoi se culca și când se făcea de ziua cânta iarăși ceasul întâi și se așeza în scaunul lui privind către răsărit și cântând cu rândul și iarăși zicând din apostol și din Evanghelie. Așa petrecea toată ziua cântând neîncetat și rugându-se și hrănindu-se cu contemplarea celor cerești, încât de multe ori mintea lui se înălța în contemplație și nu știa dacă se află pe pământ. Văzându-l deci pe el, fratele, îndelenicindu-se așa pe întins și de nesăbuit cu pravila și preschimbat cu totul de cugetările dumnezeiești, zise către el: Te ostenești, părinte,
astfel la o așa bătrânețe, chinuindu-ți trupul și robindu-l. Iar el zise răspunzând, crede, fiule, că atâta râvnă și dor pentru pravii l-a așezat Dumnezeu, încât o pot împlini în toată întinderea ei. Iar dorul după Dumnezeu și nădejdea bunurilor viitoare biruie neputința trupească. Astfel întreg dorul minții îl avea zburând spre cer. Și nu numai în alte vremi, ci și în vremea mesei însăși. Deci odată locuind cu el un frate oarecare, l-a întrebat pe el care ar fi taina vederii. Fiindcă știa iubitor de învățătură și așezat, zise către el, îți voi spune ție firește, fiule, dacă mintea cuiva se curățește la culme, Dumnezeu îi descopere lui vederile puterilor și cetelor slujitoare. Apoi l-am întrebat și acesta, de ce, părinte, mai presus de toată dumnezeiasca scriptură, te îndulcești cu psaltirea? Și de ce cânți liniștit ca și când ai spune către cineva cuvintele? Iar el zise către acela, îți spun, fiule, că așa a întipărit Dumnezeu puterea psalmilor în sufletul meu smerit, ca și în prorocul David, și nu mă pot despărți de dulceața feluritelor vederi din ei, căci cuprind toată dumnezeiasca scriptură. Iar acestea le-a spus cu multă smerenie de cuget celui ce l-a întrebat, de dragul folosului, fiind mult silit. Un frate oarecare cu numele Ioan, de fel din părțile mării, a venit la acest sfânt și mare părinte Filimon și ținându-i picioarele i-a zis, ce să fac, părinte, ca să mă mântuiesc? Căci văd că mintea mi umblă și rătăcește încoace și încolo la cele ce nu trebuie. Iar el oprindu-se puțin zise, această patimă este a celor de afară și stăruie fiindcă până acum nu ai dor de săvârșit de Dumnezeu, căci n-a venit încă în tine căldura dorului și a cunoștinței lui. Zise atunci fratele, și ce să fac, părinte? Îi răspunse lui, du-te până ce vei avea meditația sau lucrarea ascunsă în inimă, care poate să-ți curețe mintea de acestea. Fratele, nepricepând ce le spuse, zise bătrânului, ce este meditația ascunsă, părinte? Zise către el, du-te, veghează în inima ta și veghind, zi în cugetul tău cu frică și cu cutremur, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, căci așa învață fericitul diadoc pe începător. Deci plecând acela și liniștindu-se cu ajutorul lui Dumnezeu și rugăciunile părintelui, s-a îndulcit cu această lucrare pentru puțină vreme. Dar depărtându-se imediat de la el și neputând să o îngrijească între zvie și să se roage, veni iarăși la bătrân și îi vesti întâmplarea. Iar acesta îi zise lui, de acum ai cunoscut urma liniștirii și a lucrării și ai cercat dulceața din ea. Ține deci aceasta totdeauna în inima ta, fie că mănânci, fie că bei, fie că te întâlnești cu oarecine, fie că ești afară din chilie, fie că ești pe drum, să nu îi să rostești această rugăciune și să cânți și să meditezi rugăciuni și psalmi cu o cugetare trează și cu mintea nerătăcită. Dar chiar când te afli în cea mai necesară trebuință, să nu înceteze mintea ta să mediteze și să se roage în ascuns, căci astfel poți înțelege adâncurile dumnezeieștii scripturi și puterea ascunsă în ea și să-i dai minții o lucrare neîncetată ca să împlinești cuvântul apostolului care poruncește, neîncetat să vă rugați. 1 Tesaloniceni 5:17. Ia aminte deci cu dinadinsul și păzește-ți inima ca să nu primească gânduri rele sau deșarte și nefolositoare. Ci totdeauna, fie că ești culcat, fie că ești în picioare, fie că mănânci, fie că bei, fie că te întâlnești cu alții, inima ta să se îndelenicească pe ascuns în cuget, fie cu psalmii, fie cu rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă. Iar când cânți cu gura, ia de asemenea minte să nu zici alte cuvinte cu gura și la altele să-ți rătăcească cugetarea. Și iarăși l-a întrebat fratele, văd în somn multe năluciri de șarte. Iar bătrânul a zis către el, să nu te lenevești și să nu te faci nepăsător, ci înainte de a te culca, fă multe rugăciuni în inima ta și împotrivește-te gândurilor ca nu cumva să fii dus de voile diavolului și să te lepete Dumnezeu. Grijește cu puterea ca să dormi după psalmi și după această meditație în minte și să nu lași cugetarea ta să primească gânduri străine, ci în gândurile în care ai fost rugându-te, în acelea să te culci meditând, ca să fie cu tine când adormi și să-ți grăiască ție când te scoli. Zici și sfântul simbol al credinței ortodoxe înainte de a te culca, căci credința dreaptă în Dumnezeu este un izvor și o strajă a tuturor bunătăților.
L-a întrebat iar fratele zicând, fii bun părinte și îmi spune ce fel de lucrare are mintea ta, învață-mă să mă mântuiesc și eu. Iar el zise, ce vrei să-i scodești acestea? Iar acela sculându-se și prinzându-i picioarele Sfântului, i le sărută rugându-l să-i spună. Iar după multă vreme zise, încă nu poți purta acum aceasta, căci e propriu bărbatului care a ajuns la deprinderea bunătăților dreptății să dea fiecărei simțiri potrivit cu ea, dar nici nu e cu putință ca cel ce nu s-a curățit cu desăvârșire de gândurile deșarte ale lumii să se învrănicească de un dar ca acesta. De aceea, dacă dorești unele ca acestea, ține meditația ascunsă în inima ta, căci de vei stărui neîncetat în rugăciunea ta și în meditarea Scripturilor, ți se vor deschide ochii înțelegători ai sufletului și va veni în ei o bucurie mare și un dor negrăit și puternic, aprinzându-se și trupul de către Duh, încât tot omul se va face duhovnicesc. Deci când te va învrănici Dumnezeu să te rogi neîmprăștiat și cu mintea curată, fie noaptea, fie ziua, nu avea grijă de prăvălia ta, ci cu toată puterea stăruiește să fii lipit de Dumnezeu și El va lumina inima ta în privința lucrării duhovnicești pe care o săvârșești. Și-a mai adăugat și acestea. A venit la mine odată un bătrân și întrebându-l de starea minții mi-a spus, 2 ani am stăruit rugând pe Dumnezeu din toată inima și cerându-i fără slăbire să-mi dea să mi se întipărească neîntrerupt în inimă rugăciunea pe care a lăsat-o el ucenicilor săi. Și văzând osteneala și răbdarea mea, mi-a împlinit cererea Domnul, marele dătător. Mai zicea și aceea că gândurile ce se ivesc în cuget despre cele deșarte sunt boli ale sufletului nelucrător și leneș. Adause deci că, după cum e scris, trebuie să ne păzim mintea noastră cu toată străjuirea și să cântăm neîmprăștiat într-o cunoștință și să ne rugăm cu mintea curată. Prin urmare, fraților, Dumnezeu vrea ca noi să ne arătăm sârguința către El întâi în osteneli, apoi în dragoste și rugăciune neîncetată și însuși El ne va arăta calea mântuirii. Dar este vădit că nu e altă cale care duce la cer decât liniștirea desăvârșită, fuga de toate relele, dobândirea virtuților, dragostea desăvârșită față de El și conviețuirea cu Dumnezeu în cuvioșie și dreptate. De va ajunge cineva la acestea, de grabă se va ridica în locașurile cerești. Dar cel ce dorește să se suie la înălțimea aceasta, trebuie numai decât să-și omoare mădularele de pe pământ. Căci când sufletul nostru se va veseli de vederea binelui adevărat, nu se va mai întoarce spre niciuna din patimile stârnite de plăceri, ci lepădând toată dulcea împătimire sau voluptatea trupească, va primi cu înțelegere curată și neîntinată arătarea lui Dumnezeu. Deci avem trebuință de multă pază, ostenel trupești și curăția sufletului, ca să sălășluim pe Dumnezeu în inimile noastre, pentru ca de aici înainte să împlinim fără rătăcire poruncile Lui. Și El ne va învăța să păzim în mod sigur legile Lui, trimițându-și ca niște raze de soare lucrările sale, prin harul Duhului sălășluit de noi. Prin ostenel și încercări trebuie să curățim chipul, după care am fost făcuți raționali și în stare de orice înțelegere și de asemănare cu Dumnezeu și să ne ținem simțirile neamestecate cu nicio pată, topite din nou în oarecare chip în cuptorul încercărilor, ca așa să ne preschimbăm spre cinstea împărătească. Căci Dumnezeu a zidit firea omenească părtașă de tot binele, ca să poată privi cetele îngerilor, măririle domniilor, puterile începătoriile, stăpâniile, lumina neapropiată, slava mai presus de fulger. Iar când dobândești o virtute, să nu ți se înalțe gândul împotriva fratelui, fiindcă tu ai dobândit-o, iar acela nu i-a avut grijă. Căci acesta este începutul mândriei. Păzește cu toată puterea să nu faci nimic pentru plăcerea oamenilor. Iar când lupți cu patima, să nu slăbești, nici să te lenevești, dacă dăinuiește războiul, ci ridicându-te, aruncă-te înaintea lui Dumnezeu din toată inima, zicând cu prorocul, judecă-i, Doamne, pe cei ce mă nedreptățesc, căci eu nu pot nimic asupra lor. Și El, văzând smerenia ta, îți va trimite mai repede ajutorul Său. Iar când mergi cu cineva pe cale, nu primi convorbire de șartă, ci dă-i minții lucrarea duhovnicească pe care o avea, ca să-i se facă obicei bun și uitare a plăcerilor vieții și să ajungi la limanul nepătimirii. Învățând prin aceasta și prin mai multe cuvinte pe frate, îl slobozi.
Iar după puțină vreme veni iarăși la el și începând să-l întrebe, zise, ce să fac, părinte, că în pravila mea de noapte mă îngreunează somnul și nu mă lasă să mă rog cu trezvie, ba nici nu pot să priveghesc cu prisosință. Și când pot să fac ceva cu mâinile? Iar el zise, când poți să te rogi într-o trezvie, să nu faci nimic cu mâinile, iar când ești cuprins de moleșală, mișcă-te puțin, amenințându-ți gândul și fă ceva cu mâinile. Iar acela zise iarăși către el, dar tu, părinte, nu ești îngreunat de somn în pravila ta? Zise lui, a nevoie. Dar dacă mi se întâmplă vreodată puțin, mă mișc și zic începutul Evangheliei după Ioan, îndretând spre Dumnezeu ochiul cugetului și îndată se risipește. Asemenea fac și cu gândurile. Când vine vreunul, îl întâmpin ca pe un foc cu lacrimi și se risipește. Dar tu încă nu poți să te înarmezi astfel, ci ține mai degrabă meditația ascunsă și rugăciunile de azi, rânduite de Sfinții Părinți, adică silește-te să săvârșești ceasul al treilea, al șaselea, al nouălea, cele de seara și pravila de noapte. Dar ia seama cu toată puterea să nu faci nimic pentru plăcerea oamenilor, nici să ai vreodată dușmănie împotriva fratelui, ca să nu te desparți de Dumnezeul tău. Sârguiește-te să-ți păzești cugetarea neîmprăștiată, ca să fie cu grijă la gândurile din lăuntru. Iar când te afli în biserică și vrei să te împărtășești cu dumnezeieștile lui Hristos taine, să nu ieși până nu primești pacea desăvârșită. Stând într-un loc, să nu te miști de acolo până la Apolis. Gândește-te că stai în cer și întâmpini pe Dumnezeu cu sfinții îngeri și îl primește pe el în inimă. Deci pregătește-te cu frică și cu cutremur mult, ca să nu te afli cu vrănicie între sfintele puteri. Și după acestea, înarmându-l bine pe fratele întru Domnul și întărindu-l în Duhul Harului Său, l-a slobozit. Pe lângă acestea mai povestea încă fratele care fusese cu el următoarele. Șezând eu odată aproape de el, l-am întrebat dacă a fost ispitit de uneltirile dracilor pe când ședea în pustie. Iar el zise, îngăduie, frate, dacă va gădui Dumnezeu să vie la tine ispitele pe care le-am încercat eu de la diavol, nu cred că ai putea să rabzi amărăciunea lor. Am 70 de ani, sau și mai bine, și cei mai mulți i-am petrecut în ispite. Și locuind în mai multe pustiuri, în liniștea cea mai deplină, atât am încercat și am pătimit de la ei, câte nu sunt de folos să le povestesc celor ce n-au primit experiența liniștirii, ca să nu-i amărăsc. Iar în ispite, aceasta o făceam pururea. Îmi puneam toată nădejdea în Dumnezeu, înaintea căruia am făcut și făgăduințele lepădării și el îndată mă izbăvea. De aceea, frate, nu mai am grijă de mine, că știu că se îngrijește el de mine. Și așa port mai ușor ispitele ce-mi vin. Numai aceasta o aduc de la mine, că mă rog neîncetat, că știu pe cât se întinde cele neplăcute, pe atât se gătesc cu nunile celui ce rabdă, căci acestea sunt rânduite ca lucru de schimb de dreptul judecător. Deci, știind acestea, frate, să nu cazi în lenevie, cunoscând că stai în mijlocul războiului luptându-te și că sunt foarte mulți cei ce luptă pentru noi cu vrăjmașul lui Dumnezeu, căci cum am putea noi cuteza să ne împotrivim unui așa de înfricoșat vrăjmaș al neamului nostru, dacă nu ne-ar susține dreapta cea totputernică a lui Dumnezeu cuvântul, ocrotindu-ne și acoperindu-ne? Cum ar rezista firea omenească la uneltirile lui? Căci cine zice va descoperi fața îmbrăcăminții lui, iar la închiderea și la încheietura platoșei lui, cine va pătrunde? Din gura lui ies făclii aprinse, care scapără ca niște gratii de foc. Din nările lui iese fum de cuptor ce arde cu foc de cărbuni. Sufletul lui e cărbun. Flacără iese din gura lui. În grumazul lui sălășluiește puterea. Înaintea lui aleargă pierzania. Inima lui e întărită, stă ca o piatră, ca o nicovală neclintită. Fierbe adâncul ca o căldare, socotește marea ca un vas de un soare, iar tartarul adâncului ca pe un rob. Tot ce e înalt vede, împărățind peste toate cele din ape. Notă: Iov 41:3, 9-12, 14-21, 22-24. Împotriva lui ne este lupta, frate. Pe unul ca acesta ni l-a arătat cuvântul ca asupritor. Dar biruința împotriva lui se câștigă ușor de cei ce și-au ales viața monahicească după lege,
fiindcă nu au nimic din ale lui, prin lepădarea de lume și prin bunătatea bărbătească a virtuților, și fiindcă avem pe Cel ce se luptă pentru noi, căci spune mie, cine, apropiindu-se de Domnul și luând frica lui în minte, nu s-a preschimbat cu firea și, luminându-se pe sine cu faptele dumnezeiești, nu și-a făcut sufletul a tot strălucitor și nu l-a făcut să scapere de înțelegeri și gânduri dumnezeiești? Căci Domnul nu-l lasă nelucrător, fiindcă are pe Dumnezeu care îi mișcă mintea ca să dorească lumina fără să se sature. Un suflet ca acesta, fiind lucrat mereu, nu e lăsat de Duhul să se moleșească în patim, ci e ca un împărat care suflă aspru și înfricoșat împotriva potrivnicilor, tăindu-i fără cruțare și neîntorcându-se nici de cum spre cele dinapoi, ci prin făptuire și prin rugăciunea minții, mișcându-și mâinile spre cer, câștigă biruința războiului. Mai povestea iarăși același frate și aceea că pe lângă alte virtuți o câștigase și pe aceasta, că nu răbda niciodată să audă o vorbă fără rost. Iar dacă cineva din atenție povestea vreun lucru care nu tindea la folosul sufletului, nici nu răspundea măcar. Dar nici când plecam eu la vreo slujbă, nu mă întreba de ce pleci și nici întorcându-mă, nu mă întreba unde ești sau cum ești sau ce ai făcut. Odată călătorind eu la Alexandria pentru o trebuință oarecare și de acolo suindu-mă în cetatea împărătească, notă, în Constantinopol, pentru un lucru bisericesc, împreună cu mai mulți frați preacuvioși, n-am trimis nicio veste slujitorului lui Dumnezeu. Petecând deci acolo vreme destulă, m-am întors iarăși la Schit, notă, în pustia schetică din Egipt, la el. Iar el, văzându-mă și bucurându-se și îmbrățișându-mă, a făcut rugăciune și apoi așezut, neîntrebându-mă nimic, ci stăruia îndelenicindu-se cu contemplația. Odată vrând să-l cerc, am lăsat să treacă mai multe zile, fără să-i dau pâine să mănânce. Iar el n-a întrebat, nici n-a zis nimic. Eu, după acestea, puindu-i metanii, i-am zis, fă iubire, părinte, și-mi spune, nu te-ai supărat că nu ți-am adus să mănânci după obicei? Iar el zise, iartă, frate, 20 de zile dacă nu mi-ai dat pâine să mănânc și încă nu ți-aș cere, căci până rapt cu sufletul, rapt și cu trupul. Atâta era cufundat în contemplarea binelui adevărat. Mai zicea, de când a venit în Schit, n-am îngăduit gândului meu să iasă afară din chilie, dar nici al gând n-am primit în cugetare, afară de frica lui Dumnezeu și de judecățile veacului ce va să vie, gândindu-mă la osânda ce așteaptă pe păcătoși, la focul veșnic, la întunericul cel mai din afară, la felul cum petrec sufletele păcătoșilor și ale drepților și la bunătățile ce așteaptă pe cei drepți, la plata pe care o va lua fiecare după osteneala sa, unul pentru sporirea durerilor, altul pentru milostenie și dragoste nefățarnică, unul pentru neavere și pentru lepădarea de toată lumea, altul pentru smerita cugetare și liniștirea cea mai deplină, unul pentru supunerea desăvârșită și altul pentru înstrăinare. Gândindu-mă la toate acestea, nu las al gând să lucreze în mine, nici nu pot să mai fiu cu oamenii sau să mai ocup mintea cu ei, ca să nu mă despar de gândurile mai dumnezeiești. Mai adaugă la acestea și întâmplarea unui monah. Și zicea că ajunsese la nepătimire și primea din mâna îngerului pâinea pentru hrană, iar prin negrijă s-a păgubit de această cinste. Căci când sufletul lasă desimea și intensitatea minții să slăbească, pune stăpânire pe el noaptea. Fiindcă unde nu strălucește Dumnezeu, toate se contopesc ca într-un întuneric, și nu mai poate privi numai spre Dumnezeu și tremura de cuvintele lui. Căci Dumnezeu aproape sunt eu, zice Domnul, și nu Dumnezeu departe. Sau se va ascunde omul în ascunziș și eu nu-l voi vedea? Nu umplu eu cerul și pământul? Și mai pomenea și de mulți alții care au pătimit lucruri asemănătoare. Pe lângă acestea, amintea și de căderea lui Solomon, de care se zice că atâta înțelepciune primise și era slăvit de toți, încât era ca un luceafăr ce răsare dimineața, luminând pe toți cu strălucirea înțelepciunii, dar pentru o mică plăcere a pierdut slava, deci să ne fie frică de nepurtarea de grijă. Trebuie să ne rugăm neîncetat, ca nu cumva venind alt gând, să ne despartă pe noi de Dumnezeu și să ne strecoare altceva în mintea noastră, căci inima curată, făcându-se întreagă sălașă al Duhului Sfânt, oglindește curat pe Dumnezeul întreg. Deci auzind eu acestea, zicem,
am înțeles chiar din lucruri că pătimirile trupești erau cu totul nelucrătoare în el. Era mereu cu dorința spre cele mai înalte, încât totdeauna putea fi văzut cum e modelat de Duhul dumnezeiesc și cum suspină cu suspinele negrăite și e adunat în el însuși și se cântărește pe sine însuși și luptă ca nu cumva să îi se tulbure curăția cugetării prin cele ce intră și să-i vină vreo pată pe nebăgată de seamă. Deci, văzând eu acestea, zice fratele care era cu el și cuprins fiind de râvnă pentru isprăvi asemănătoare, mă apropiam într-una de el și îi puneam întrebări dese. Cum pot, ziceam, să-mi fac mintea curată ca și tine? Iar el zicea, mergi și ostenește, căci e trebuință de osteneală și de durerea inimii, fiindcă nu ne vin dormind și zăcând pe spate cele ce se dau prin osteneală și sârguință, când vin bunătățile pământului fără osteneală. Deci cel ce vrea să ajungă la spor duhovnicesc, trebuie înainte de toate să se lepede de voile sale și să câștige pentru totdeauna plânsul și neaverea. Ne mai luând aminte la păcatele altora, ci numai la ale sale, să plângă pentru ele ziua și noaptea și să nu aibă prietenie cu vreun om, căci sufletul îndurerat de întâmplări triste și străpuns de amintirea păcatelor de mai înainte, se face mort pentru lume și lumea se face moartă pentru el, adică patimile trupului se fac nelucrătoare, precum și omul pentru patim. Fiindcă omul care s-a lepădat de lume și s-a lipit de Hristos și se îndelănicește cu liniștirea, iubește pe Dumnezeu, păzește chipul și îmbogățește asemănarea. El primește de sus darul Duhului și se face locașa lui Dumnezeu și nu al dracilor și cunoaște fapte drepte înaintea lui Dumnezeu și sufletul curățit de viață și slobod la întinăciunile trupului, neavând pată sau zbârcitură, va dobândi cununa dreptății, strălucind de frumusețea virtuții. Iar cel ce la începutul lepădării nu primește plânsul în inimă, nici lacrimi duhovnicești, nici gândul la chinurile fără sfârșit, nici liniștirea adevărată, nici rugăciunea stăruitoare, nici psalmodia, nici meditarea dumnezeieștilor scripturi, cel ce nu câștigă deprinderea acestora ca să fie silit de o stăruință neîncetată să facă acestea cu mintea, chiar dacă nu vrea, și să înflorească în cugetul lui frica de Dumnezeu, unul ca acesta se odihnește încă în dragostea de lume și nu poate dobândi mintea curată în rugăciune. Căci evlavia și frica de Dumnezeu curățesc sufletul de patimi și ajută minții să se elibereze și o duc spre contemplația naturală și o fac să se înalțe la cunoștința de Dumnezeu, la teologie, notă, cele trei faze ale urcușului duhovnicesc, curăția, contemplația naturală și teologia, pe care o primește în schima, notă, schima monahală, fericirii. Pentru că celor ce o iau asupra lor, le dăruiește încă de aici arvunile și le-o păzește neclintită. Deci să grijim cu toată puterea de lucrarea făptuitoare prin care suntem înălțați cu evlavie. Ea este curăția cugetării, al cărei rod este contemplația naturală și cunoașterea lui Dumnezeu sau teologia. Căci făptuirea este ușa contemplației, cum zice mintea, cea mai înfocată și mai teologică. Deci dacă nu vom griji de făptuire, vom fi pusti de orice înțelepciune. Chiar dacă ar ajunge cineva la culmea virtuții, are trebuință de osteneala nevoinței ca să strunească pornirile neregulate ale trupului și să-și păzească gândurile. Numai așa am putea să ne împărtășim de sălășluirea lui Hristos. Căci pe cât se înmulțește noi dreptatea, pe atâta crește bărbăția duhovnicească. Și desăvârșindu-se mintea, se unește întreagă cu Dumnezeu, se umple de lumina dumnezeiască și primește descoperirea tainelor negrăite. Atunci descopere cu adevărat locul cumințeniei, altăriei, al destoiniciei, ca să cunoască toate, al îndelungimii de zile și vieți, al luminii ochilor și al păcii, căci până e prinsă în lupta cu patimile, încă nu e vremea să se bucure de acestea, fiindcă virtuțile și păcatele fac mintea oarbă, unele ca să nu vadă virtuțile, celelalte ca să nu vadă păcatele. Dar când se odihnește de război și se învrănicește de darurile duhovnicești, atunci se face întreagă luminoasă, stând sub lucrarea îndesată a Harului. Atunci stăruie neclintită în contemplarea celor duhovnicești. O minte ca aceasta nu mai e legată de cele de aici, ci s-a mutat din moarte la viață. Deci cel ce și-a ales viața râvnitoare
și a venit la Dumnezeu, trebuie să-și aibă inima și gura curată, ca ieșind din gura lui cuvântul curat, să poată lăuda cu vrenicie pe Dumnezeu. Căci sufletul lipit de Dumnezeu neîncetat vorbește cu el. Să vrem, deci, fraților, să ajungem la acea culme a virtuților și să nu rămânem în țărână pironiți de patim. Pentru că cel ce se luptă și a ajuns să se apropie de Dumnezeu și să se facă părtaș de sfânta lumină și să fie rănit de dorul ei, să desfată de Domnul cu o bucurie duhovnicească și necuprinsă, precum zice dumnezeiescul psalm, desfătează-te de Domnul și să-ți dea ție cererile inimii tale și va arăta ca o lumină dreptatea ta și judecata ta ca miezul zilei. Căci ce dor al sufletului e așa de puternic și de a nevoie de suportat ca cel ce vine de la Dumnezeu în sufletul care e curățit de tot păcatul și care zice din adevărata simțire a inimii, sunt rănit de dragoste, fulgerările frumuseții dumnezeiești sunt cu totul de negrăit și de nepovestit. Nu le înfățișează cuvânt, nu le primește ureche. Chiar de a-i vorbi de lumina luceafărului, de strălucirea lunii, de lumina soarelui, toate sunt nimic față de slava aceea și sunt cu mult mai prejos de lumina adevărată decât noaptea adâncă sau luna întunecată de amiaza cea mai luminată. Așa ne-a învățat și Vasile, dumnezeiescul dascăl, cel care a cunoscut acestea prin cercare și învățându-le ni le-a predat nouă. Deci acestea și mai multe ca acestea le-a povestit fratele care a fost cu el. Dar cine nu s-ar minuna și de lucrul următor, care e dovada marii lui smerenii de cuget. Învrenicit de multă vreme, de treapta preoțească și ajuns la cele cerești prin viețuire și cunoștință, fugea așa de mult de povara dumnezeieștilor slujbe, încât în cele mai multe din timpurile nevoințelor sale, aproape că nu primea să se apropie de sfânta masă. Va viețuind cu atâta curăție, nici împărtășirea de dumnezeieștile taine nu o primea când avea întâlnire cu oamenii, măcar că nu spunea nimic pământesc, ci primea întâlnirea pentru folosul celor ce o cereau. Iar când voia să se împărtășească de dumnezeieștile taine, cerea îndurarea lui Dumnezeu prin rugăciuni, psalmodii și mărturisiri, cât se cutremura de glasul preotului când rostea și zicea, Sfintele Sfinților! Fiindcă zicea că toată biserica se umple de sfinții îngeri și însuși împăratul puterilor săvârșește tainic cele sfinte și se preface în inimile noastre, în trup și sânge. De aceea zicea că trebuie să devenim curați și oarecum afară de trup și așa să îndrăznim a ne apropia, fără nicio îndoială și ezitare, de preacuratele lui Hristos taine, ca să ne facem părtași de luminarea din ele. Căci mulți dintre sfinții părinți au văzut pe îngeri, stând de pază în jurul lor. De aceea se și păzeau în tăcere, nevorbind cu nimenea. Mai zicea și aceea că atunci când trebuia să-și vândă el însuși lucrul mâinilor sale, ca nu cumva vorbind și răspunzând, să spună vreo minciună, vreun jurământ sau vreo vorbă de prisos sau vreun alt fel de păcat, mai bine tăcea, lăsând să pară că e prost. Și tot cel ce voia să cumpere, lua de la el și da ce voia. Și primea ceea ce îi se da cu mulțumire, negrăi nimic acest bărbat cu adevărat înțelept.